Din toată inima vă spun bun venit la Casa de Rugăciune și un sabat binecuvântat. Vă invit să venim înaintea lui Dumnezeu cu inima deschisă și cu bucurie. Aici, în Loma Linda, este sabat dimineață și suntem fericiți că suntem în Casa de Rugăciune. Suntem fericiți că Dumnezeu este cu noi, suntem fericiți că avem biserica deschisă. Suntem fericiți că Dumnezeu este cu noi chiar atunci când trece prin încercări. Și deși în situația noastră avem mai multe nume de persoane care sunt bolnave, însă nu am pierdut niciodată credința și nădejdea că Dumnezeu este Cel care ne conduce și va fi cu noi în continuare. De asemenea, bun venit celor care ne urmăresc și sunt cu noi prin intermediul internetului, online. Dumnezeu să binecuvinteze întâlnirea noastră aici, aducerea noastră împreună și formarea unei biserici vii pentru Dumnezeu. Vreau să vă prezint câteva cuvinte deosebite din Psalmul 91 și vreau să citesc ultimele versete acestui psalm. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău, căci El a poruncit îngerilor tăi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și peste COVID-19, adaug eu. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti și îl voi ajuta, căci cunoaște numele meu, când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea, spune Dumnezeu. Amin. Este o ocazie deosebită când acum adunați pentru a studia din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a privi la lucrarea lui Dumnezeu pentru noi. Avem cu noi oaspeți și mulțumim lui Dumnezeu pentru că a pregătit timpul acesta și pe oaspeții pe care îi avem. Împreună cu noi este familia fratelui Daniel Oncea, sora Elida și băieții Cadmiel și Robert. Mulțumesc! Ne bucurăm să vă avem în mijlocul nostru. Probabil că cel mai potrivit ca să vorbească despre dânsii ar fi dânsii să spună despre dânsii. Și îl voi invita aici, alături de mine, pe fratele Daniel, fratele pastor Daniel, să spună câteva cuvinte despre familia dânsilor, despre lucrarea dânsilor și despre ceea ce poate ne vor împărtăși astăzi de dimineață și poate și după amiază. Vă invit alături de mine și să ne spuneți puțin despre familia dumneavoastră și lucrarea pe care Dumnezeu v-a încredințat-o. Ne bucurăm tare mult că putem petrece acest sabat împreună. Este o bucurie să putem să ne regăsim oriunde Dumnezeu ne-a trimis în lumea aceasta și să ne închinăm împreună. Este cea mai mare bucurie. Slujim la momentul acesta pentru bisericile de limbă română din Viena. Sunt pastor acolo și slujesc pentru cele două biserici care sunt acum în Viena de limbă română. Mai este încă o grupă organizată la Graz și aceea este tot în slujirea noastră. Și cam asta este comunitatea română adventistă din Austria. Mai sunt câteva grupe la Linz, dar nu foarte multe și destul de mici, nu separate cu un pastor de limbă română. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru privilegiul pe care l-am și experiența anilor trecuți doar ne ajută să creștem mai mult în credința cu el. Am slujit în România cu drag în mai multe domenii și cel mai mult în domeniul educației și al familiei. Și ne-am bucurat tare mult să putem fi de folos pentru școlile, pentru liceele din România. Iar lucrul acesta ne-a făcut să transmitem și să ne dorim să punem la dispoziția la cât mai mulți ceea ce Dumnezeu a pus în sufletul nostru, dragul pentru
tineri, pentru copii, pentru educație. Și asta s-a concretizat de multe ori în slujirea noastră, dar și în felul în care am lăsat ceva care să continue. Nu știu dacă acum e un moment potrivit sau mai târziu, dar n-am venit cu mâinile goale, ci din tot ce am adunat în timpul acesta de slujire pe domeniul educației, al familiei, ne-am gândit că poate fi de folos și pentru dumneavoastră să vă aducem un dar sau un material, câteva dintre lucrurile pe care Dumnezeu ne-a inspirat să le punem în scris, în mod special pentru el, pe Elida, și de aceea o să o las pe ea să vă spună câteva dintre gândurile pe care le are cu privire la materiile adunate. Vă salut cu drag și cu pacea Domnului! E o bucurie deosebită să fim în casa lui Dumnezeu împreună și este fiecare sabat este un privilegiu. Pentru că viața are cursul ei și de aceea este bine să ne bucurăm de fiecare ocazie și să o trăim de plin. Așa cum spunea soțul meu, am zis să nu venim cu mâna goală și din ceea ce am adunat ca experiențe cu cei cu care am lucrat și pe care prin harul lui Dumnezeu le-am pus în scris, v-am adus câteva pe care le-am mai găsit, îmi cer scuze, pe care le-am mai găsit disponibile la editura Viață și Sănătate. Poate că cea mai proaspătă ieșită experiență este cartea Acasă. Este o experiență pe care am trăit-o atunci când lucram la Liceul Teologic Adventist. Nu vreau să vă destănesc prea mult, am să vă spun doar atât. O familie de părinți plecată în străinătate, care își lasă copilul în România împreună cu bunica, iar copilul hotărăște să fugă de acasă și părinții, după căutări nesfârșite, pierd legătura pentru totdeauna cu el, sau așa credeau ei că pentru totdeauna, o familie fără legătură cu Dumnezeu, o familie care nu era într-o credință anume, băiatul, prin drumurile întortocheate ale vieții, îl găsește pe Dumnezeu și după mulți ani se hotărăște să-și caute familia. Poate surpriza cea mai mare este că își găsește familia lângă Dumnezeu. Traseul vieții lui, o istorie care pe noi ne-a cutremurat și ne-a dat multe nopți nedormite, dar și multe lacrimi de bucurie. Am numit experiența lui Acasă pentru că este drumul lui de întoarcere acasă. N-am reușit să aducem atâtea cărți cât poate ar fi fost nevoie, dar am adus câteva din fiecare. Pentru cei care veți vrea să citiți experiențele, cred că la final vor fi undeva afară în hol. Noi le lăsăm cu drag la unchiul Sam și veți discuta cu dumnealui cum puteți să intrați în posesia celor care se găsesc. O carte care ne-a frământat anii pe care am petrecut la Liceul Teologic Adventist lucrând cu copii de acolo se numește Scrisori pentru Părinți și pe care o recomandăm cu toată inima oricărui părinte care își dorește să-și vadă copilul mântuit. Nu pentru că ar fi vreun aport personal, cartea este o colecție de 360 de scrisori scrise de tineri între 15 și 27 de ani, unele scrisori semnate, altele nesemnate, sunt convinsă că pe unii veți cunoaște, sunt și persoane de aici, din Statele Unite, care au scris, sunt și părinți care și-au împărtășit experiențele, eșecurile sau răspunsurile la rugăciuni, sunt și sfaturi din partea unor persoane care lucrează, consilieri și pastori care lucrează cu familiile și cu tinerii, dar cele mai multe sunt scrisori ale tinerilor care vorbesc deschis despre relația cu Dumnezeu văzută prin ochii sau în legătura cu părinții, despre durerea din timpul separării părinților, despre felul în care văd ei viața creștină în familie, trăită sau dublată,
despre bucuriile pe care le văd din lecțiile pe care le primesc de la părinți și așa mai departe. Fiecare scrisoare are și un citat din Spiritul Profetic ca soluție la problema pe care o ridică cei care scriu. Și o altă carte este Traista cu povestiri, cei care aveți amintiri din copilărie de pe plaiul românești, în care focul trosnea în sobă, cu zăpezi de 2 metri, cu săniuși și cu compot înmulțit cu mămăligă, sunt povestiri adevărate din viața familiei trăite undeva pe meleaguri moldovenești și scrise în graiul moldovenesc, cu lecții biblice extrase din învățăturile și pățanile din copilărie ale părinților și ale bunicilor. Cu drag vi le punem la dispoziție, nu ca o modalitate de a afirma ceva, ci ca un mod de a ne regăsi împreună în experiențele prin care ne conduce Dumnezeu pentru a ne pune pași împreună spre veșnicie. Un sabat binecuvântat și mulțumim pentru onoarea de a fi împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumim mult, gestul ne onorează și ne bucură și vedem dragoste de frați și apreciem lucrul acesta foarte mult. Frate Daniel, aseară ne-ați adus salutări din partea Bisericii din Viena și vă mulțumim mult de tot, ca și frații și surorile din Viena și noi suntem aici plecați de acasă, mulți dintre noi locuim aici, trăim aici, dar cu inima în cer sau la orașul pregătit de Dumnezeu pentru noi, la țara pe care Dumnezeu ne-o pregătește. Când vă veți întoarce acasă la Viena, vă invit să duceți cu dumneavoastră, cu familia dumneavoastră, salutul nostru de dragoste și dorința noastră ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea de la Viena pe frații și surorile de acolo și să putem să fim împreună lăudând pe Dumnezeu și privind la ce lucrări Dumnezeu a făcut pentru noi în veșnicie. Cei care sunt de acord, vă invit să ridicăm mâna dreaptă sus. Luați salutul nostru și să-l purtați cu dumneavoastră pentru frații din Viena. Mulțumim! Doar câteva momente legate de biserica noastră. Săptămâna trecută, vineri, a fost ziua de naștere a fratelui Mihai Manea. Spun lucrul acesta pentru că vreau să spun, astăzi este ziua de naștere a sorei Tili Manea. Și ne bucurăm pentru dânsa și, de fapt, și pentru dânsul, pentru toată familia Manea. Le dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. Fratele Manea este refăcut, este bine acasă, din câte știu eu, și rugăciunile noastre, ajutorul nostru, au fost esențiale pentru dânsul. Alături de sora Manea, astăzi, care își împlinește ziua de naștere, mai sunt 3 nume pe lista mea, sora Irina Turlea, săptămâna aceasta, și apoi Ștef Moldovan și Ronela, sora Ronela Tavoc. Din toată inima, tuturor celor care și-au împlinit un număr de ani, care își numără frumos zilele la mulți ani și întregii biserici, Dumnezeu să binecuvinteze cu sănătate. Deși am spus la început, avem mai multe persoane care au probleme de sănătate, lucrurile merg spre bine și pot să spun că este mâna lui Dumnezeu care lucrează și de asemenea rugăciunile pe care noi le înălțăm și îl punem pe Dumnezeu, îl rugăm pe Dumnezeu să continue să lucreze în viața noastră. Vă invit să nu încetăm să ne rugăm pentru familiile din biserică, pentru lucrarea din biserică, pentru ca Dumnezeu să-și reverse harul și binecuvântarea sa în lucrarea din acest loc. Serviciul divin de după amiază va fi online, am spus lucrul acesta și aseară, îl repet. Am cerut vot sabatul trecut pentru ca să redeschidem serviciul divin de după amiază. Se pare că nu suntem pregătiți să facem lucrul acesta, cel puțin acum. Datorită acestei situații vom avea serviciul divin online, după amiază nu vom avea serviciul divin în persoană. Fratele Daniel, împreună cu soția și cei care au participat la serviciul
divin vor putea să prezinte o temă superbă sau o temă frumoasă despre familie. Vă invit să urmăriți acest program. Îl rog pe Cadmiel, pe băiatul cel mai mare al familiei Oncea, să poată să vină aici și să ne pregătim pentru a lăuda pe Dumnezeu și de a ne închina cu darurile noastre. Cadmiel, dacă ești gata, te rog. Deja Cadmiel e la camera 2. Se pregătește pentru... Dacă ești gata, te rog. Deci, textul pentru darul și apoi rugăciunea pentru darul. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în visterie. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo 2 bănuți. Și a spus, adevărat vă zic că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ceea ce avea ca să trăiască. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne plecăm cu respect în fața picioarelor tale ca să-ți mulțumim pentru această frumoasă zi de sabat, să-ți mulțumim pentru lucrurile pe care le-am putut învăța astăzi și pentru că tu te-ai aplicat și că ai venit în mijlocul nostru. Te rugăm ca în continuare să ne dai o ocazie de a te cunoaște mai bine și să ajut servul tău ca să vorbească din numele tău. Te rugăm, Doamne, să ne ajut ca să nu dăm din bogățiile noastre, ci din prisos, din ce am muncit și din ce am agonisit cu greu. Îți mulțumim, Tată, pentru tot ceea ce ne-ai dat și te rugăm ca să rămâi cu noi în continuare. În numele lui Iisus. Amin. Amin. Povestirii pentru copii, pentru care sora Elida va fi pregătită să ofere această povestire. Vreau să confirm bisericii că miercuri seara vom avea oră de rugăciune la ora 7. Biserica rămâne deschisă. De asemenea, vineri seara următoare la ora 8 este serviciul divin din următorul sabat. Dumnezeu să ne ajute să putem să ajungem până atunci. Thank you.
Mă bucur să vă văd și mă bucur să văd că zâmbiți. Sunteți fericiți să fiți în casa lui Dumnezeu? Da? Aș vrea să vă pun o întrebare. Am văzut că sunteți mai multe fetițe decât băieței, dar cred că fiecare dintre voi știe ce este un Lego. Știți? Cine știe ce este un joc de Lego să ridice mâna sus. Oh, și acum să-mi spuneți cui îi place să se joace cu Lego. Vă place? Înseamnă că o să vă placă, sper, povestirea din această dimineață. Este o povestire adevărată. Este o povestire a lui Cadmiel, pe care tocmai l-ați văzut când a citit darurile, versetul pentru daruri. Când Cadmiel avea 7 ani, este cineva aici care are 7 ani? Sau aproape? Când avea 7 ani, și-a dorit foarte mult ca de ziua lui de naștere să primească un Lego. Până atunci n-a avusese nici un Lego. Se juca pe la alți copii, dar el n-a avut jocul lui de Lego și mi-a zis, te rog, când împlinesc 7 ani, îmi cumperi un Lego? Așa cum știți, Lego este un joc mai scump decât celelalte jucării. Și l-am încurajat, să-și strângă bănuți singur și am zis, cât îți mai rămâne, îți dăm și noi bănuți ca să-ți cumperi Lego. Și în fiecare zi economisea și puneam punguliță, și în fiecare zi economisea și puneam pușculiță. Și am zis, când se apropia ziua lui, în sabatul dinainte de ziua lui, la biserică a venit cineva, un misionar din Africa, și a povestit experiențe de acolo și a zis, uite, noi acolo în Africa lucrăm cu o școală unde sunt foarte mulți copii săraci, care nu își pot permite să meargă la școală și dacă cineva vrea să dea bani, o să-i trimitem la copii din Africa să poată să meargă și ei la școală. Și când s-a strâns coșulețul, Cadmiel a venit și mi-a spus, mama, aș vrea să dau banii pe care i-am strâns pentru Lego pentru copiii din Africa. Știind că de multe luni el tot punea în pușculiță, recunosc că am avut inima îndoită, așa m-am gândit, zic, uite, o să pun eu. Nu vreau eu să-i dau și vreau să-i dau pe toți. Și dacă vrea Dumnezeu, o să-mi dea el Lego. Și-a pus toți banii din pușculiță în coșulețul de la biserică, sâmbăta. Marți, a mers în vizită la o doamnă care ne cunoștea de ceva vreme și când a mers la ea mi-a zis, ai venit cu mașina sau cu autobuzul? Și am zis, am venit cu autobuzul. Și mi-a zis, sună-l pe soțul tău să vină să te ia cu mașina pentru că am ceva pentru copiii tăi. S-a dus în spate și a dus dintr-o cameră o plasă pentru părinți, părinții știu ce este o plasă de rafie. Cum era mai, o plasă, uite, așa de înaltă, cam așa de mare, cu un fermoar în care erau 8 seturi de Lego. Și a zis, nepoțelul meu a crescut mare și i-a plăcut foarte mult Lego, dar acum s-a hotărât să-și facă curățenie și vrea să dea toate jocurile acestea și m-am gândit la băiețelul tău. Aș vrea să vă spun, copilași, că Dumnezeu vă iubește atât de mult încât a pus în fiecare dintre voi un dar special. Fiecare dar pe care vi l-a dat El și pe care voi îl împărțiți cu alți copii, cu alte persoane de lângă voi, cu frații sau surorile voastre, cu părinții, cu prietenii, fiecare dar pe care îl împărțiți cu alții va fi binecuvântat de Dumnezeu înzecit și veți fi nu doar mai îmbogățiți și sufletește și material, dar fericirea altora va deveni fericirea voastră și veșnicia voastră. Vă doresc sabat binecuvântat! În numele Domnului Hristos, deschidem serviciul divin din această dimineață de sabat
și vom cânta spre lauda Domnului cântarea numărul 17. Doamne Sfinte, te mărim! Mulțumim, Tatăl nostru, în numele Domnului Hristos, pentru bunătatea pe care ne-ai acordat-o până în prezent, pentru iubirea Ta, pentru faptul că ne-ai dat încă o ocazie să ne întâlnim în locașul Tău de închinare. Te rugăm, Tatăl nostru, ajută-ne să folosim aceste ocazii la maxima valoare. Te rugăm, ajută-ne să Te iubim așa cum ne iubești Tu. Și acum prezentăm în fața Ta persoanele care sunt bolnave, într-un fel sau altul. Te rugăm să fii lângă ei, să-i mângâi, să le dai binecuvântări, să-i ajuți să te simtă aproape. Pentru solul pe care l-ai rânduit să ne vorbească în această dimineață, te rugăm să-l binecuvintezi, să-l dezbraci de tot ce este pământesc și îmbracă-l cu divinitatea Ta și te rugăm, ajută-ne și pe noi să primim cuvântul ca din partea Ta. Te rugăm să rămâi în răsul sabatului cu fiecare dintre noi, să ne ajuți să sfințim sabatul așa cum dorești Tu și să-ți aducem laude și mărire prin Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Bucuria și pacea lui Dumnezeu să umple inima dumneavoastră și să aducă Duhul Sfânt în așa fel încât fiecare cuvânt rostit să vină de la El, iar inima noastră să fie pregătită pentru ceea ce El vrea să ne spună. Legat de această disponibilitate a noastră pentru ca Domnul să ne vorbească, știți că Samuel, atunci când asculta glasul Domnului, a fost învățat să spună: vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Și momentul acela a fost unul deosebit, pentru că Dumnezeu chiar i-a vorbit.
Dumnezeu chiar s-a dus, i-a vorbit, i-a descoperit, iar disponibilitatea lui, chiar dacă era un copil, a fost să asculte tot ceea ce Dumnezeu urma să-i spună în momentul acela. Dar probabil că nu întotdeauna noi avem această disponibilitate. Și mă gândesc că uneori noi suntem așa, trecem peste unele pasaje din Sfânta Scriptură și pe unele parcă nu le-am citit. Și unele parcă nu le-am vrea. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine. Vi s-a întâmplat vreodată ca să citiți un pasaj din Biblie și să nu prea vreți să-l citiți? Sau să spuneți, parcă nu-i pentru mine, poate pentru mai târziu? Dimineața aceasta m-am gândit să intitulez Cuvântul lui Dumnezeu textul pe care nu vrei să-l citești. Pentru că de multe ori este această disponibilitate, vorbește Doamne căci robul Tău ascultă, dar este uneori și o dispoziție de a, poate Domnul vrea să-mi spună altceva. Deschid Biblia să citesc făgăduința și dau mai departe. Eram mai mic, era în timpul comunismului și pentru că în anul acela, anul nou, era în cursul săptămânii, mama a rămas acasă cu băiețelul fratelui meu mai mare, iar noi ceilalți am mers la biserică. Eram micuți. Și ne-a spus așa, când se dau făgăduințele, era parcă într-o joi seara și se dădea făgăduințe pentru anul următor, și când se dau făgăduințele, să-mi luați și mie una. Noi toți am luat făgăduințe și ne-am întors acasă. Și atunci când mama a luat făgăduința și a citit-o, s-a uitat la ea și după ce a luat-o, a pus-o imediat în geantă și a zis, asta nu e pentru mine. Pentru că făgăduința spunea că Domnul pe cine iubește și pedepsește. Și a zis, asta nu e făgăduință. În anul acela, în luna martie, eu sunt cel mai mic din familie, și am trei surori și un frate, toți sunt mai mari, chiar e o distanță așa mai mare între mine și fratele meu de vreo 18 ani. Sunt așa un copil mai venit mai târziu. Și pentru că eram cel mai mic, eram și așa, nu doar ca un frate mai mic, chiar alintat, pot să zic, când eram mai mic. Una dintre surorile mele mergeau împreună la școală, două dintre ele erau mai apropiate de vârstă, una clasa 5-a, cealaltă clasa 8-a, și pentru că era martie, nu se făcuse foarte cald afară, dar erau ghiocei și eu m-am dus repede să văd pe nepoțelul meu, vă spuneam că era mai micuț, deja aveam un nepoțel. Și în timp ce eram cu el și mă jucam, am văzut-o, eu învățam de dimineață, surorile mele după amiază, am văzut-o pe sora mea cea mai mare, cea de clasa 8-a, că s-a întors acasă și a spus mamei, nu știu ce s-a întâmplat cu Iulica. Și a zis, ce s-a întâmplat? Și a zis, când mergeam spre școală, pe trecerea de pieton, pur și simplu, i s-a făcut rău. Și a zis, unde este? Și au plecat imediat spre locul acela. Era casa în apropierea gării din Buzău, noi locuiam în Buzău în perioada aceea și nu mai era sora mea acolo, luase o mașină și plecase spre spital, au plecat la spital, era o sora adventistă care a întâmpinat-o și a zis, ce cauți la spital? Și a zis, păi, fiica mea a fost adusă aici, mi-au spus oamenii de pe stradă că au adus-o la spital. E fiica ta? Și a zis, uite, i-a dat o pastilă înainte și apoi a zis, după asta îți dau voie să o vezi. Sora mea murise. Nu a avut nicio explicație la momentul acela. Era un moment la care nu se aștepta nimeni, era în drum spre școală, era după amiază și avea 12 ani. Primul gând care i-a venit în minte mamei mele atunci, știți care a fost? Făgăduința. Pentru că în momentul în care o primești, spui, asta nu e pentru mine. Uneori sunt texte pe care noi nu vrem să le luăm pentru noi. Sunt parcă pentru alții, pentru alte persoane, pentru alte ocazii, vrem să trecem mai repede. Unele sunt mustrări pe care le trimite Dumnezeu.
Mama a fost atentă întotdeauna după aceea la făgăduință pe care o trimitea Dumnezeu și pentru că eram copil, eram mai mic, înțelegeam bine tot ce se întâmplă pentru că vedeam ochii mamei și uneori încercam să o fac să nu mai plângă. Eu eram mic, nu știam cum să fac asta. Și mi-aduc aminte de momentul în care următorul an a primit o făgăduință. Fotografia de pe făgăduință, n-am să o uit niciodată, a fost cea mai frumoasă fotografie pe care eu am văzut-o. Este poate bine cunoscută și pentru dumneavoastră, aceea în care un înger îi duce copilul mamei la a doua venire. E foarte cunoscută imaginea aceasta când părinții sunt în așteptarea copiilor care la a doua venire sunt luați din mormânt și aduși părinților. Îmi aduc aminte că am corelat această imagine cu momentul în care mă lua și mergeam acolo la mormânt și se ruga cu mine și îmi spunea, dacă o să fii cu minte, o să te întâlnești cu sora ta. Am vrut să vă împărtășesc un moment din acesta pe care l-am resimțit la mine în familie, în care mama, la un moment dat, a fost reticentă și a spus, asta nu e făgăduință și asta nu este pentru mine. Dragii mei, aș vrea să vă mărturisesc că nu întotdeauna suntem dispuși să ascultăm tot ce vrea Dumnezeu să ne spună. Și din motivul acesta sunt multe momente în viață în care, în loc să ne pregătim pentru cer, noi dăm înapoi. Și cu cât simțim că se apropie revenirea Domnului Iisus Hristos și ar trebui să creștem în credință, ar trebui să fim mai aproape de El, mai credincioși ca niciodată, noi simțim, nu știu dacă dumneavoastră simțiți la fel cum simt eu sau cum simt cu cei cu care stau de vorbă, simțim că suntem mai nepregătiți. Și parcă mai surprinzător, sunt lucruri la care rămânem în urmă. N-am cum să scot din cadrul fiecărei prezentări faptul că suntem așteptători ai revenirii Domnului Iisus Hristos. N-ar trebui să uităm nici o zi lucrul acesta. Pentru că asta ar trebui să motiveze fiecare dovadă de credință din partea noastră, fiecare moment al reîntoarcerii spre Dumnezeu. Am să citesc în această dimineață unul dintre textele pe care noi nu vrem să le citim. Și o să vedeți de ce. Sper să nu fie pentru toți la fel, dar vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Matei, capitolul 12, versetul 36. Vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Să știți că textul e simplu, ușor, îl știm, l-am citit de multe ori, dar e foarte greu să-l conștientizăm zilnic. Noi vorbim zilnic. În fiecare zi folosim acest mod de a comunica unii cu ceilalți. Nu ne este greu să ne folosim modul acesta de manifestare. Unii vorbesc mai mult, alții mai puțin, dar când Domnul spune că în ziua judecății vom fi și vom da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor, vă spun că tendința, nu știu dacă este ca a lui Solomon, ca lui Samuel, care spun, vorbește, Doamne, că jobul tău ascultă. Pentru că e posibil ca să spunem, Doamne, dar chiar de orice cuvânt? Înțeleg că sunt idei mai mari, înțeleg că sunt lucruri mai mari despre care vrei ca să fiu atent, dar chiar e posibil ca să trebuiască să-mi controlez atât de mult vorbirea? Are de-a face ispita, are de-a face influența diavolului chiar și cu vorbirea mea? Pasajul acesta, textul acesta este așezat într-un context în care Domnul Iisus îl spune. Și vreau să luăm puțin contextul mai mare. Versetul 22, mai departe, începe așa și spune: atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut. Și Iisus l-a tămăduit așa că mutul vorbea și vedea. În primul rând, poate nu suntem conștienți, dar trebuie să realizăm că uneori diavolul influențează vorbirea sau tăcerea noastră. Uneori vorbim ce nu trebuie, cât nu trebuie și așa mai departe, iar alteori muțim.
Se spune că, și Biblia spune că de data aceasta era un îndrăcit mut și orb. Mă gândesc oare cât de mult a încercat Satana să-l anihileze pe acest om, să nu-i dea voie nici să vadă, nici să vorbească. Iar Domnul a tămăduit. Toate noroadele mirate, spune versetul 23, ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Când au auzit farisei lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor. Și Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate pe Satana, este dezbinat, deci nu poate dăinui împărăția lui, și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri, cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri, dar eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu. Atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-l jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Și după ce le dă această explicație pe care să o înțeleagă, să o priceapă, le-a explicat într-un mod cel mai simplu să vadă cum stă pe cu minunea din fața lor, pentru că trebuia să conștientizeze că există un duh rău care controlează viața oamenilor și că dacă s-a întâmplat să vadă o minune, atunci trebuia să știe că Dumnezeu este Cel care eliberează din această capcană pe care, sau strâmtorare pe care diavolul o pune. Iar apoi, după ce le dă explicație, le vorbește direct cu privire la problema pe care Domnul considera că ei o au. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta și nici în cel viitor. Ori faceți pom bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui, pui de nepărci. Cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Și acum vine momentul în care le vorbește și mai direct și le spune, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care l-ar fi rostit. Mă întorc acum la această disponibilitate a noastră și la modul în care am înțeles sau nu mesajul lui Dumnezeu. Dragii mei, și noi vorbim. Suntem într-o perioadă în care avem multe mijloace de comunicare. Uneori nu e nevoie doar să vorbești, scrii mesaje. Nu știu dacă ați văzut că în mediul online e foarte ușor oamenii să fie direcți, acizi, să taie în ceilalți fără să se expună, da? Uneori o fac vizibil, alteori în scris, alteori noi, între noi. Ne-am dezvoltat de-a lungul timpului multe scuze cu privire la ceea ce suntem, cu privire la ceea ce facem. Și aș vrea doar să accentuez câteva lucruri. Vorbirea noastră este doar o consecință a ceea ce suntem. Pentru că la început Domnul le spunea că și din prisosul inimii vorbește gura. Și că uneori ceea ce vorbim noi, de fapt, este ceea ce se întâmplă în interiorul nostru. Și de multe ori s-ar putea să vrem să controlăm vorbirea, nu mai vorbesc, nu mai spun asta, nu mai înjur, nu mai, nu știu, fiecare în ce domeniu se află, o să luăm câteva exemple. Dar de fapt să nu se vindece ceea ce este în interiorul nostru. Să nu se schimbe ceea ce determină vorbirea, ceea ce determină cuvântul, ceea ce condamnă Dumnezeu. Eu cred că fiecare dintre noi ne dorim mântuirea și este lucru pentru care cred că suntem aici. Dacă, și întrebarea mea este directă, dacă cumva vorbirea noastră ne-ar împiedica să fim mântuiți, am fi oare dispuși să controlăm cumva sau să pieptenăm, să cizelăm ceea ce spunem?
Ne-am obișnuit atât de multe uneori să vorbim și se spune că de cele mai multe ori prima dată este cel mai greu. Să mustri, să te cerți, dar prima ceartă este cea mai grea. După aceea următoarea vine mult mai ușor. Și după aceea te obișnuiești mult mai repede. Și după aceea la un moment dat și măcar nu ești mustrat de conștiință că uneori i-ai spus cuiva ceva, că uneori ai făcut un lucru rău față de cineva. Aș vrea să iau câteva modalități prin care am putea, prin vorbirea noastră, să ne aducem depărtarea de Dumnezeu și chiar pierderea mântuirii. Încă din primele versetele ale Scripturii, Domnul le vorbește spre mărturia mincinoasă, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Este unul dintre, nu trebuie doar să jignești, nu trebuie doar să vorbești urât, nu trebuie doar să înjuri, dar a depune o mărturie neadevărată. A vorbi ceea ce nu este adevărat, a face lucrul acesta într-un mod voit, este condamnat de Dumnezeu. Chiar dacă uneori ar putea să fie un avantaj, chiar dacă uneori ar putea să fim puși într-o situație specială, chiar dacă uneori am putea să ne scuzăm atitudinea aceasta din cauza unor presiuni exterioare, ar rămâne la ceea ce înseamnă adevăr. Este porunca lui Dumnezeu. Iar întotdeauna copiii lui Dumnezeu vor trebui să facă dovadă a credincioșiei lor vorbind în felul acesta, trăind în felul acesta. Citeam de curând experiența unui japonez în al doilea război mondial care s-a înrolat în armată mai pe final. Și pentru că a fost pregătit special în niște trupe care să hărțuiască din spate și să dezmembreze, a fost instruit să facă parte dintr-un grup mic de gherilă și să ducă lupte din acestea de intimidare. A fost parașutat împreună cu grupul lui pe o insulă din Pacific și pe insula aceea a continuat să-și facă datoria împreună cu membrii echipei lui față de locul respectiv, armata americană care era acolo. După scurt timp a fost dată bomba de la Hiroshima, războiul s-a terminat, dar el nu știa. Și în momentul în care avioanele au trecut pe deasupra insulei și au lăsat manifeste, au lăsat bilețele, au lăsat hârtii care spună războiul s-a sfârșit, el a spus, este doar o tactică a inamicului de a mă face să fiu descurajat, eu merg mai departe. Știți câți ani a rămas omul acesta credincios acestei porunci care i s-a dat? Poftim? 30 de ani. 30 de ani s-a încheiat războiul și el 30 de ani s-a ascuns și a dus lupte de gherilă. Au fost omorâți pe rând membrii grupului din care făcea parte, dar el a rămas mai departe ferm, când și când mai dădea lovitura pentru ca să-și ia ceva de mâncare. Și toate acestea pentru o datorie pe care la un moment dat a avut-o față de generalul care i-a dat această poruncă și a spus până generalul, așa le spusese, până eu n-am să vă dau oprirea poruncii, până atunci va trebui să faceți asta. Între timp, generalul care i-a dat această poruncă a ieșit la pensie, era acum se ocupa de o librărie, a fost luat de cineva care știa că el continuă să tulbure liniștea insulei respective în numele războiului și l-au luat din Japonia pe general. L-au dus, l-au chemat, l-au pus în față, i-a spus că s-a oprit războiul și abia atunci el s-a retras și s-a întors acasă. Pentru noi ca și credincioși, oare cât de important este cuvântul lui Dumnezeu care ne îndeamnă să nu depui o mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău, să nu spui o vorbă împotriva celui care este lângă tine. Oare cât de mult contează lucrul acesta în viața noastră? Jurământul strâmb, vorbirea de rău, clevetirea. John Wesley spunea că dintre toate formele de bârfă, cea mai rea este cea din biserică. Și știi de ce? Spunea John Wesley, pentru că face lucrarea diavolului. Pentru că diavolul în felul acesta dezmembrează lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea din biserică. Dragii mei, nu știu dacă ar trebui în mod real să dau prea multe exemple. Uneori s-ar putea să ne doară prea tare. Pentru că fiecare dintre noi, la un moment dat, folosim într-un mod
negândit, neașezat vorbirea noastră, fie față de copii, fie față de o soră, fie față de un frate, bârfind sau clevetind, vorbind de rău, aproape de clevetire. Știți că Biblia ne spune că în vremea de urmă oamenii vor fi clevetitori, nemulțumitori. Multe încep cu nemulțumirea. Iar cu privire la încercarea bisericii din ultima vreme, să știți că în pasajele din Spiritul Profetic, nemulțumirea este așezată ca fiind punctul de început al degradării. Sunt nemulțumit față de, nu știu, ce se întâmplă, de programe, de pastor, de conducere. Sunt nemulțumit față de cum evoluează lucrurile. Și în loc să am o atitudine constructivă în care să fiu parte a misiunii și a lucrării lui Dumnezeu, a slujirii, nemulțumirea ia loc și uneori îmi permit să vorbesc, îmi permit să critic, îmi permit să judec, îmi permit să bârfesc, îmi permit să fac o mulțime de lucruri pe care le-am obișnuit, care sunt cumva partea vieții noastre. Dragii mei, nu știu dacă acasă, dacă față de copii, dacă față de soție, dacă față de soț, ne-am gândit că în cuvintele noastre, în vorbele noastre, ar putea ceva să fie spus nefolositor. Observați că Biblia spune orice cuvânt nefolositor. Sunt lucruri pe care ar trebui să le spunem și ar trebui să fie folositoare, utile. Chiar și mustrarea Domnului față de ucenici, vorbeam la școala de sabat despre lucrul acesta, când îi numea farisei fățarnici. Ai putea să spui ce fel de vorbire este aceasta? Este o vorbire folositoare, pentru că trebuia să-i trezească din locul în care se aflau. Biblia spune că orice cuvânt nefolositor, orice variantă din aceasta va ajunge la judecată înaintea lui Dumnezeu. Vorbim despre păcate grave pe care le condamnăm. Uneori suntem reci și destul de duri, condamnăm repede lucruri pe care unii le fac și sunt vizibile și sunt condamnabile, pentru că au consecințe mai mari aici pe pământ. Dar nu suntem atenți că Dumnezeu și față de acest amănunt, lucru mărunt, pe care s-ar putea să-l scăpăm de sub control. Și așa ni se întâmplă să spunem multe la mulți și să nu mai ne gândim serios că este posibil ca Dumnezeu într-o zi să ne întâlnească și să ne spună, uite, viața ta are un lucru pentru care trebuie să stai în față. Am fost pentru o perioadă de 7 ani capelan la Liceul Adventist din București. Perioada aceea a fost o perioadă extraordinară în care am avut o bucurie specială să am o comunitate de aproape 350 de tineri, corul avea mai mult de 100 de tineri. Atmosfera era extraordinar de frumoasă, cred că a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Printre provocările de acolo au fost și unele legate de cum să-l ajut pe un tânăr să iasă dintr-o problemă, să depășească un anumit moment dificil, să învețe o lecție care să-l salveze. Că până la urmă nu este ca la matematică, lecția spiritualității. Ai știut de atât, ai nota 4 sau ai știut de 10 și ai trecut. Ci este vorba de cum reușești să îl ajuți pe un tânăr să se ducă spre Dumnezeu, să se rupă de lumea aceasta, să-și dorească să stea lângă Dumnezeu. S-a întâmplat ca într-o singură zi două situații diferite să se întâmple. În baia băieților, unul dintre băieți și-a lăsat căștile pe chiuvetă și s-a întors la oră, s-a dus în timpul orei și s-a întors. În pauză și-a adus aminte că își uitase căștile acolo pe chiuvetă și s-a dus să le ia, nu le-a mai găsit. A cerut ajutor, s-a dus la pedagog și i-a spus, uite, mi-am lăsat, cred că cineva mi l-a luat. Între timp, pentru că sunt camere de filmat în școală, se poate vedea în perioada aceea cine a mai intrat la baie. Era foarte simplu să-ți dai seama exact care a fost persoana care le-a luat. Pentru că în pauză, în timpul orei respective, până în pauză, doar o singură persoană intrase. Și deja noi, eu și cu pedagogii, știam cine era persoana respectivă. Era un alt băiat. Ne-am gândit cumva seara să anunțăm asta și să creăm un context de a-l ajuta pe băiat să-și
să-și repare greșeala. De obicei, într-o instituție, știți că încălcarea acestui regulament sau furtul se pedepsește și uneori chiar cu exmatricularea. În aceeași perioadă, dar mai spre după amiază, în căminul băieților, unul dintre băieți a avut așa o nevoie, chiar dacă nu era reală, de bani. Și unui băiat mai sărăcuț, dintr-o cameră vecină, părinții au trimis 100 de lei. Și pentru că el știa exact unde i-a ascuns, unde și-a pus el în camera lui, în timp ce celălalt nu era în cameră, a intrat, i-a luat banii și a plecat. Iar băiatul a venit și a spus, nu mai am banii, ajutați-mă să-i găsesc, poate mi-a luat cineva. I-am zis, caută-i, vezi, poate ai pierdut. Nu dau toate detalii, dar în scurt timp am știut cine a intrat în cameră și am știut cine a luat acei bani. Așa că seara, în fiecare seară, era un altar de seară la ora 7:30, ne întâlneam cu toții, cântam, ne închinam și la altarul de seară am spus, hai să prezentăm asta tuturor elevilor, fără să spunem despre ce este vorba și să le dăm o șansă. Și am zis așa la altar, dragi copii, uite, astăzi s-au întâmplat două situații. A dispărut o pereche de căști și 100 de lei dintr-o cameră. Aș vrea mult de tot să vă dau o șansă pentru ca să vă reparați greșeala. Și dacă până la ora 12 în noaptea aceasta, seara, cel care știe că a făcut lucrul ăsta vine și spune, uite, și dă înapoi ceea ce a luat, este iertat. Dar dacă nu, va fi dat afară. Este doar șansa voastră de a putea să vă reparați greșeala. În timp ce făceam anunțul, eu știam despre ce este vorba. Și chiar mă uitam în sală să văd dacă sunt cei în cauză. S-a terminat altarul, s-au terminat toate pregătirile. De obicei, de pe la ora 9 era stingerea sau se pregăteau copiii să meargă în camere, iar eu locuiam la ultimul etaj în căminul băieților. Acolo era apartamentul nostru. Și la un moment dat, ciocăne cineva la ușă. Era unul dintre cei doi băieți. Frate pastor, m-am gândit, era cel care luase banii colegului. M-am gândit să fac ceva pentru colegul meu. Am auzit că i s-au luat niște bani. Și aș vrea să vorbesc cu tatăl meu, nu știu, poate că găsim o soluție să-l ajutăm, să strângem niște bani de la ceilalți și să compensăm, să punem noi banii ceilalți băieți pentru el, că poate nu se vor găsi. Și am zis, ok, e o idee bună de a-l ajuta, dar eu cred că cel mai bine e ca să-i dea înapoi cel care i-a luat. Nu, despre asta e vorba. Și a zis, bine, cum să facem? Uite, eu zic să ne rugăm amândoi ca Domnul să îl ajute pe cel care i-a luat, să-i dea înapoi. Și m-am plecat cu el pe genunchi și m-am rugat. Și a plecat și n-a zis nimic. Mai târziu vine iar și mi-a venit o altă idee. Tot el. Să-mi spună despre un alt gând pe care îl avea, cum să facă el să-l ajute să-și recupereze banii, dar din altă parte. S-a făcut 12 noaptea. Și am avut o inspirație să merg spre ușă și am auzit un ciocăn foarte slab. Am ieșit la ușă și am văzut că era agățată o punguță de mânerul ușii. Și puțin mai încolo era un băiat. El îmi așezase punguța cu căștile, era celălalt băiat, care n-a spus nimic, el doar a venit, dar la 12 fix. Și a pus punga acolo, l-am chemat. I-am zis că știam cine este. L-am încurajat să își poată pune viața înaintea lui Dumnezeu, pentru că uneori e dificil să accepți că ai greșit. E dificil să accepți că Dumnezeu știe. E dificil să accepți că asta ar putea să repare dacă recunoști și dacă vrei să-ți pui vina înaintea lui Dumnezeu. M-am rugat cu el, ne-am luat în brațe, a plâns și a plecat în cameră. A doua zi dimineață, pentru că situația era clară și anunțată, am avut o întâlnire cu directorul școlii și am spus, uite, ar trebui să vorbim cu celălalt băiat. I-am povestit că a fost la mine, că ne-am rugat, că am făcut tot ce am putut să-l conștientizez că trebuie să fac asta, numai că situația era complicată, era clasa 12-a, adică era chiar înainte să termine școala. Era iar înainte de al doilea semestru, adică cum nu se putea mai rău?
Și nu învăța rău. Chiar era un copil bun la învățătură. L-am chemat și am zis, uite, este în legătură cu situația de care vorbisem. Da, spuneți-mi, tu ești. Și dintr-o dată a zis, vă mulțumesc că mi-ați spus. Dacă nu-mi spuneați, nu cred că mă opream. Am rămas surprins. I-am zis, doar să știi că aseară a fost dat un termen limită până la care poți să faci ceva pentru tine. Acum te-am anunțat pentru că ar trebui ca să-ți cauți o altă școală. În momentul acela a înțeles, am vorbit cu părinții, au înțeles și părinții. Numai că înainte de a pleca, în timp ce își făcea bagajul pentru casă, și-a mai încărcat bagajul și cu alte lucruri pe care le aveau colegii lui și a plecat acasă. Am vrut să vă prezint această situație. De ce? Pentru că lupta cu noi de a accepta și de a înțelege apelurile lui Dumnezeu uneori este blocată de noi și de tendința noastră, de obiceiurile noastre cu care ne-am obișnuit. Dragii mei, eu nu cred că pentru noi este necunoscut faptul că uneori putem răni cu vorba noastră, putem condamna cu vorba noastră, putem spune lucruri neadevărate cu vorba noastră, putem să ducem o vorbă mai departe, chiar dacă este adevărată, prin cuvintele noastre. Iar Domnul spune că chiar dacă nu ne place treaba asta, chiar dacă este un text peste care trecem mai repede, Domnul ne va opri să ne întrebe. Domnul ne va opri să ne întrebe despre fiecare cuvânt nefolositor pe care noi l-am spus. Eu vreau să mă citesc un pasaj. Este în Iacov, capitolul 3, de la versetul 1 mai departe. Este un nou moment în care apostolul știe, simte că este nevoie ca noi oameni să conștientizăm nevoia aceasta în mod special și spune așa, frații mei, toți greșim în multe feluri, dar dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Și poate să-și țină în frâu tot trupul. Vi se pare un lucru mărunt? Vi se pare că este un sâmbure al stăpânirii, un sâmbure al chemării spre Dumnezeu pe care nu-l conștientizăm. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cărmuim tot trupul. Iată și corăbile cât de mari sunt. Și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri, este acela dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții, care este aprinsă de focul genii. Cu ea binecuvântăm, spune versetul 9, pe Domnul și Tatăl nostru și cu tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. De aceea, din gură ies și binecuvântarea și blestemul și nu trebuie să fie așa, frații mei. În cărțile vândute pentru colportaj în România se face întotdeauna o statistică. Care este cartea cea mai vândută? Care este cartea cea mai căutată? În mai mulți ani la rând, surprinzător, cea mai vândută carte în colportaj în România a fost Îmblânzirea limbii. O cunoașteți? Ați citit-o? Poate că e interesant să ne uităm peste ea. Când am fost întrebat care credeți că este cartea cea mai vândută, nici măcar n-am considerat-o printre cele mai vândute. Mi s-a părut că este ultima. Eu cred că în momentul în care conștientizăm că Dumnezeu ne vorbește, suntem ca și tânărul care poate și în ultimul ceas a înțeles că Dumnezeu îl cheamă și că Dumnezeu ne cheamă pentru că ne iubește. Dumnezeu nu vrea să ne pierdem. De aceea, când în Matei spune că din prisosul inimii vorbește gura, de fapt ne face conexiunea aceasta cu faptul că noi s-ar putea să ne controlăm vorbirea și să spunem la un moment dat, mă abțin. Știți că și tăcerea de multe ori doare. Domnul nu vrea doar să-mi cizelez vorbirea sau să-i spun frumos. Dumnezeu vrea să
atingă inima. Dumnezeu vrea să îmi schimbe inima. Pentru că știe că, de fapt, ea este izvorul de unde ies toate celelalte lucruri. Și s-ar putea de multe ori să fiu cu atenția îndreptată spre ceva pe care mi-este greu să-l controlez și, de fapt, să nu-mi dau seama că de acolo, din interior, trebuie ceva să se schimbe. Vă invit, dragi frați și stimate surori, în ceasul în care ne pregătim pentru revenirea Domnului, când știm lucrurile despre care Domnul ne va întreba, când ne va pune față în față cu toate ceea ce s-a întâmplat, să putem astăzi, cât avem timp, cât Dumnezeu ne vorbește, să punem inima noastră să fie schimbată de El, să fie umplută de Duhul Sfânt, să fie lucrată de Duhul Sfânt. Știți de ce hula împotriva Duhului Sfânt, că este tot din pasajul acesta, este păcatul sau hula de neiertat? Pentru că anulez o lucrare care mă mai poate schimba. Lucrarea de schimbare a inimii noastre este lucrarea Duhului Sfânt. Iar în momentul în care eu anulez lucrarea Duhului Sfânt prin atitudinea mea, de fapt, sunt condamnat la neschimbare. Rămân neschimbat. Gândiți-vă din nou la tabloul acesta al celor doi elevi, în care șansa de a rămâne ținea doar de mărturisire. Nu se întâmpla nimic, nu știa nimeni, ci doar spunea: am greșit, îmi pare rău. Asta era tot. În clasa 12-a, în al doilea semestru, îți pierzi școala chiar înainte de bacalaureat. Îți pierzi școala chiar înainte de a-ți construi pasul următor spre facultate. De ce să-ți riști atât de mult? Chiar înainte de revenirea lui Iisus, aici vreau să ajung, chiar cu puțin timp înainte de revenirea lui Iisus, uneori suntem atât de greu de schimbat, chiar și în lucruri mărunte, pentru că ne-am obișnuit, pentru că le considerăm justificate, pentru că uneori ne este greu să spunem: Doamne, între mine și Tine am greșit, Te rog, iartă-mă și ajută-mă ca în viața mea, inima mea schimbată, să nu mai dea voie gurii mele să spună lucruri nefolositoare. Poate că cea mai mare lumină pe care poate să o dea cineva, poate cea mai mare mărturie pe care poate să o dea cineva, poate că cel mai bun exemplu pe care cineva poate să-l dea pentru cei din jurul lui, pentru casa lui, este să poată să evite să scoată cuvintele nefolositoare din viața lui. Mă rog lui Dumnezeu să împlinească acest cuvânt pentru fiecare dintre noi. Și dacă cumva este un text pe care nu vrem să-l citim, poate ar trebui să-l considerăm important, pentru că este despre noi și salvarea noastră. Amin. Înainte de a ne ruga lui Dumnezeu, consacrându-ne și cerând să ne umple de Duhul Sfânt pentru o schimbare adevărată, vă invit să cântăm imnul 97, care să ne pregătească pentru momentul de rugăciune. 97. Cât va trăi Hristos? Thank you.
aceasta de sabat, îți mulțumim pentru că înainte de vremea sfârșitului, în timpul acesta de pregătire, ne vorbești deschis despre lucrurile pe care trebuie să le schimbăm în viața noastră. Îți mulțumim, Doamne, pentru că nu ne lași singuri, ci pentru că ne trimiți Duhul Tău cel Sfânt care să ne ajute ca inima noastră să fie schimbată, ca esența direcției noastre să poată fi după voia Ta. Doamne, privind asupra cuvintelor pe care le-am spus, asupra a ceea ce am făcut, ne dăm seama că am greșit de multe ori și ne cerem iertare. Și vrem ca atunci când vom sta cu Tine față în față, să putem privi cu drag asupra cuvintelor folositoare, asupra momentelor prețioase câștigate, asupra oamenilor încurajați, asupra adevărului rostit și să ne ajuți, Doamne, să putem acum, cât timp avem har, să-Ți mărturisim păcatul nostru și să ne schimbăm viața noastră. Ne dorim să fim cu toții o lumină în lumea aceasta și ajută-ne, Doamne, ca viața noastră să fie o dovadă a călăuzirii Duhului Sfânt, a credinței noastre și să putem lumina lumea din jurul nostru prin ceea ce Tu ai pus în noi. În meritele Domnului Iisus cerem binecuvântarea Ta peste toți cei prezenți, peste toți cei care n-au putut ajunge. Binecuvântează, Doamne, biserica Ta din locul acesta, misiunea pe care o are și în pregătirea pe care o avem de făcut pentru revenirea Ta. Ajută-ne să nu uităm niciodată că fiecare zi este o nouă șansă de a ne schimba viața după voia Ta. În meritele Domnului Iisus Hristos ne punem această rugăciune și Tu să fii slăvit. Amin.